Urmează știrile Smile FM cu Sorin Popliuc. Au trecut deja două zile de la vestea tristă primită într-o dimineață de sâmbătă mohorâtă. Cătălin Sâmpetru, o voce inconfundabilă a radioului vasluian, nu mai este printre noi. Nimic și nimeni nu prevestea dispariția lui Cătălin, venită de nicăieri. Încă suntem sub șocul emoțional, fiindcă un coleg de breaslă lasă în urmă multă tristețe, dar și amintiri frumoase. Cătălin era un profesionist adevărat care a încântat atâta generații de vasluieni, fie la Radio Unison, fie la TV Vaslui, V24 TV sau Smile FM. Nu s-a plâns niciodată de nimic, însă virusa pe toată lumea cu optimismul său incurabil, dar și cu glumele pe care le făcea, având pentru fiecare câte o vorbă blândă, care te făcea să uiți de necazuri. Cătălin era o fire discretă care nu deranja prea mult. Deși a vrut să plece neobservat din această lume, Cătălin a stârnit un val de tristețe, fiindcă a iubit Vasluiul și a fost iubit de vasluieni. O voce excepțională și a rămas bun de la publicul său pentru a deveni vocea unică a îngerilor. Cei care doresc să-l revadă pentru ultima oară pe Cătălin, vă anunțăm că sicriul cu trupul neînsuflețit a fost depus la capela Bisericii Adormirea Maicii Domnului din Vaslui, înmormântarea fiind programată mâine 28 februarie de la ora 11, familia hotărând să fie înmormântat în cimitirul din localitatea de Leni. Rămas bun, prieten și coleg drag! Dumnezeu să te ierte! Consiliul Județean Vaslui pregătește scoaterea la licitație a lotului 3 din drumul strategic. Contractele de execuție ale acestui proiect au fost reziliate din cauza incapacității constructorilor de a mai putea continua la prețurile pe care le-au licitat. Uniunea Europeană nu mai acordă fonduri pentru acoperirea scumpirii materialelor de construcții, iar diferența de cofinanțare va fi asigurată din bugetul județului Vaslui. Dacă ne referim la drumurile strategice din Moldova, nu s-a realizat niciunul. Este un dezastru. Constructorii au reziliat contractele pentru că au intrat în dificultăți, nu pot să depăși dificultățile. Uniunea Europeană spune, faceți pe banii voștri, noi nu vă mai dăm bani, a explicat președintele Consiliului Județean Dumitru Buzatu. Proiectul Centrului Cultural Județean Vaslui va fi finalizat în cursul lunii mai 2023. Finanțarea investiției se realizează de la bugetul de stat și din bugetul local al Consiliului Județean Vaslui. Am discutat cu constructorul, iar Centrul Cultural va intra cât de repede în funcțiune, a spus Vasile Pavel, primarul municipiului Vaslui. Criza economică provocată de pandemia de COVID-19, dar și lipsa de forță de muncă, au condus la decalarea repetată a termenelor de finalizare a investiției. Pentru a putea finaliza proiectul, Consiliul Județean a apelat la soluția extremă și a decis rezilierea contractului de execuție. Ulterior, pentru respectarea termenelor prevăzute în graficul de lucrări, proiectul a fost scos la licitație pe mai multe loturi. Târgul de primăvară din acest an va fi deschis publicului vasluian până mâine, 28 februarie inclusiv, prezentând pentru clienți o gamă foarte variată de produse, de la cele mai diverse mărțișoare până la flori, figurine și obiecte de artizanat. Târgul este organizat de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui, în colaborare cu Primăria Municipiului și Consiliul Județean Vaslui. În afara târgului, care se desfășoară în centrul civic, avem parte și de ateliere de lucru. Tinerii școlari vin în sala pusă la dispoziție de Biblioteca Județeană Vaslui, unde vor deprinde meșteșuguri de la meșterii populari. Chiar dacă regulamentele școlare și legislația interzic strângerea de bani pentru cadourile oferite cadrelor didactice de 8 martie, acest lucru nu a dispărut din școlile vasluiene. În locul lor au apărut, mai ales pe rețelele de socializare, grupurile de părinți care fac astfel de lucruri. O spune un profesor revoltat de situație și care susține faptul că ar trebui să se renunțe la astfel de practici. Acum există o nouă modă și anume banii sunt adunați de părinți. Situația este gravă în condițiile în care sunt impuse anumite sume de bani, inclusiv copiilor care nu au o situație materială la fel de bună ca a altor colegi. Pentru unii 50 sau 100 de lei poate fi suma de bani care să le asigure pâinea pentru o săptămână, susține profesorul. În plus, acesta vorbește despre situații în care elevii ai căror părinți refuză sau nu își permit asemenea cheltuieli pot deveni un fel de ținte ale colegilor lor, cu părinți cu dare de mână. Unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați jurnaliști din Vaslui, omul de radio Cătălin Sâmpetru, a încetat din viață la numai 44 de ani. Cătălin, spun apropiații, se confrunta de ceva timp cu anumite probleme de sănătate, însă nimeni nu s-ar fi așteptat la acest deznodământ. Se pare însă că afecțiunile de care suferea s-au acutizat, iar lucrurile s-au dovedit irreversibile. Cătălin Sâmpetru a fost și va rămâne o voce inconfundabilă a radioului vasluian. A lucrat ani la rând la Radio Unison, apoi și la televiziunea locală V24, iar în ultimul timp prezentat
presenta știrile la Radio Smile FM. Era un profesionist pasionat, era un om de calitate și un prieten pe care te puteai baza. Era căsătorit, avea o familie frumoasă și era tatăl unui băiat. Iată însă că problemele de sănătate s-au dovedit mai grele și mai complicate, poate chiar mai mult decât și-ar fi închipuit. Drum lin către ceruri, Cătălin! La huși, lucrurile de pe domeniul public se strică văzând cu ochii. Obiectele din spațiile de joacă pentru copii sunt găsite distruse, băncile șubrezite cad cu tot cu cetățeni, iar recent o bucată din gardul de beton al bătrânului parc de la Cuza s-a prăbușit. Situațiile fiecare în parte, dar și adunate la un loc, au stârnit polemici, mai ales că unii cred că primăria nu se ocupă îndeajuns de întreținerea sau, după caz, paza acestora, iar alții nu au nicio îndoială că cetățenii civilizați au o contribuție semnificativă la distrugerile în cauză. Șoferul unei mașini care circula pe strada locotenent major Ioan Martac din Bârlad a produs un accident urcându-se efectiv peste două căruțe parcate pe trotuar. După ce a suflat în etilotest, acesta a indicat o alcoolemie de 1,59 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. Când i s-a cerut să arate permisul de conducere, polițiștii s-au crucit. Bârlădeanul de 34 de ani, absolut inconștient din cauza alcoolemiei excesive, nu avea nici permis de conducere. Individul s-a ales cu dosar penal, ca finalul să fie apoteotic. Proprietarul autoturismului implicat în accident se afla și el în mașină, la fel de beat ca și șoferul, doar că era pasager. S-a ales și el cu dosar penal pentru încredințarea mașinii unei persoane fără permis auto. Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe singurul radio 100% vasluian, pe 93,2 MHz, pe smilefm.ro și pe Media TV Bârlad. Smile FM.